Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Revista Presei. Răsfoim împreună ceea ce scriu ziarele și răsfoim împreună informațiile de astăzi. Cuscru, șefului DNA, are coronavirus. Băi, ce știre! Așa și ia să vedem. A, e primarul din Șimleu, Silvaniei. Păi, na, domnul Septimiu Țurcaș. Și e și Cuscru, șefului DNA, Crin Bologa, a fost confirmat cu COVID-19, el fiind în prezent internat la spitalul din localitate, respectiv din Șimleul Silvaniei, fără probleme deosebite, informează Ager Press. Mergem la o altă informație. Ia să vedem ce zic cei de la știri pe surse. Dezvăluire de ultimă oră, s-a aflat unde lucrează soția consilierului premierului Ludovic Orban, prins fără diplomă de licență. Consilierul Orban are linie directă, spun cei de la știri pe surse, către președintele Klaus Iohannis. Ia să vedem unde zice că lucrează doamna și ce importanță ar avea. E vorba de domnul Andy Manciu, care este consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului Ludovic Orban și unul dintre principalii comunicatori ai grupului de comunicare strategică, care, zic cei de la știri pe surse, și un articol preluat în același timp din bugetul.ro, n-ar avea diplomă de licență, da? Tot cei de la bugetul.ro spun că acesta ar fi conectat direct la președintele Klaus Iohannis prin soția sa Narcisa. Narcisa Manciu este consilier în cadrul administrației prezidențiale. Jurnalista Ioana N. Dogioiu a dezvăluit în cadrul unui editorial pentru spotmedia.ro că Andy Manciu, consilierului Ludovic Orban, și-ar fi falsificat, spune ea, diploma de licență. Dogioiu spune că Manciu nu are această diplomă, deși potrivit CV-ului său, acesta ar fi absolvit facultatea de științe politice din cadrul SNSPA. Interesant. Rămâne de văzut dacă este și adevărat. Să mergem mai departe și aflăm următorul lucru. Premierul Ludovic Orban va avea astăzi o întâlnire de lucru cu Ministrul Sănătății Nelu Tătaru, Ministrul Afacerilor Interne Marcel Vela și Secretarul de Stat în Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat. Întâlnirea va începe la ora 16 la sediul Guvernului. Va propune interzicerea tuturor evenimentelor private, a spus premierul Ludovic Orban. Să vedem dacă vor discuta și acest aspect și dacă el se va materializa în vreun fel anume. În altă ordine de idei, aflăm de asemenea că astăzi va avea loc, din partea conducerii PSD, o ședință online cu reprezentanții ai autorităților locale pentru a discuta despre soluții pentru protejarea locurilor de muncă și asigurarea veniturilor românilor. Ședința online se va ține cu președinții de consilii județene și primarii de municipii și orașe, în contextul restricțiilor impuse de guvernul liberal în mai multe localități din țară. Este evident că guvernul Iohannis Orban a pierdut total controlul asupra pandemiei și a înlocuit soluțiile pentru oameni cu restricțiile și haosul. Carantinarea unor orașe, care pare inevitabilă după regulile impuse de guvernanți, este o soluție dezastruoasă, va produce falimente și va lăsa pe drumuri sute de mii de oameni chiar în apropierea iernii, se arată într-un comunicat de presă transmis de către PSD. În altă ordine de idei, Florin Roman a declarat ieri că imediat ce PNL va avea majoritate în Parlament, o va demite pe Renate Weber din funcția de avocat al poporului.
Ne-am obișnuit ca în ultima vreme majoritatea PSD să vină cu tot soiul de propuneri care de care mai populiste, fără să susțină și sursa de finanțare. Din păcate, axa răului, spune Roman, formată din PSD și Curtea Constituțională a lui Dorneanu și Renate Weber, continuă să facă rău României. Noi sperăm că nu pentru mult timp, sper că în 2 luni românii să facă ceea ce trebuie și să dea un vot împotriva acestei axe a răului. Le promitem românilor că imediat ce vom avea majoritate, o vom demite și pe Renate Weber, care nu este avocatul poporului, ci este avocatul PSD. Și mai zice Roman în plenul Camerei Deputaților, vă promitem că va trebui să începem și o reformă profundă constituțională, astfel încât Curtea Constituțională să fie a României și nu a domnului Dorneanu. Mai avem o știre care spune așa, comunitatea internațională trebuie să facă mai mult pentru a combate impactul economic al crizei provocate de COVID-19, a afirmat directorul general al FMI, Cristalina Georgieva, ea cerând public băncii mondiale să accelereze acordarea de împrumuturi țărilor africane care sunt puternic afectate. Comunicatul este transmis de agenția Reuters. Ia să vedem ce mai avem aici. Uite, pe București aflăm că biroul executiv al Partidului Puterii Umaniste, întrunit la București, a decis ca întreaga campanie electorală a umaniștilor pentru alegerile parlamentare să fie coordonată la nivel național de Cristian Popescu Piedone. Totodată, în ședința forului de conducere a fost stabilită persoana care va deține responsabilitatea de mandatar financiar al partidului și s-au evaluat demersurile organizațiilor locale de strângere a semnăturilor filiala București, adunând un număr semnificativ. Da, deci Piedone va fi coordonatorul campaniei electorale a umaniștilor. În altă ordine de idei, un breaking news de pe știri pe surse ne spune că cel mai nou sondaj de opinie realizat de curs la nivel național în perioada 18 octombrie indică faptul că în viitorul Parlament pot intra până la 6 partide. Comparativ cu datele anterioare alegerilor locale, PSD s-ar afla pe un trend crescător, iar PNL pe un trend descendent. Astfel, sondajul curs dă ceva de genul 32% pentru PNL, 31% pentru PSD, USR plus 12%, PMP un 6% și așa mai departe. O să trecem peste acest sondaj pentru că nu este prezentat eșantionul și toate lucrurile acestea. Hai să vedem ce avem aici. Avem așa un articol de pe ziare.ro. Radu Mazăre a fost extradat ilegal din Madagascar în România în luna mai a anului trecut și trebuie retrimis în insula din estul Africii. Este decizia definitivă luată de tribunalul Antananarivo, după ce fostul primar al Constanței a atacat în instanță decizia autorităților din Madagascar de a-l repatria fără o hotărâre judecătorească. Anul trecut, Mazăre a fost arestat în Madagascar la solicitarea autorităților române, după ce fostul primar al Constanței fusese condamnat la 9 ani de închisoare într-un dosar vizând mai multe retrocedări ilegale. Dacă vă mai aduceți aminte, după 10 zile Mazăre era urcat într-un avion și trimis în România pentru ispășirea pedepsei. La mai bine de un an de la acel moment, tribunalul din capitala statului Madagascar a decis că operațiunea de extradare s-a făcut ilegal, fără să existe o decizie a judecătorilor din insulă, iar fostul primar al Constanței trebuie readus în Madagascar pentru a avea parte de un proces corect. Aflat în spatele gratilor, Mazăre a trimis un comunicat prin intermediul avocatului
prin care a explicat cum a câștigat procesul cu autoritățile malgașe. Și, nu în ultimul rând, avocatul fostului primar al Constanței a declarat la un post de televiziune că Radu Mazăre trebuie trimis de autoritățile române înapoi în Madagascar pentru reluarea în condiții legale a procedurii de extradare. Mă apucă râsul, vreau să-i văd eu pe român că îl trimit pe Mazăre. Ce zice? Îl trimit pe Mazăre înapoi în Madagascar? La mare, la soare, la insulițe, la toate alea? Mă apucă râsul, pe cuvânt. Deci, da, și ăia, frate, te trezești și după un an că a fost extradat ilegal. Ce zice aici? Răzvan Burleanu nu ia în calcul o despărțire de Mirel Rădoi, însă un nou eșec cu Austria ar putea să-l forțeze pe președintele Federației să recurgă la o astfel de măsură, mai ales că și selecționerul e extrem de dezamăgit de discursurile dure ale unor oameni de fotbal direcționate împotriva sa. În momentul în care Federația a apelat la Mirel Rădoi pentru banca primei reprezentative, se părea că Naționala a tras dozul câștigător. Chiar dacă nu are însă licența pro, selecționerul a demonstrat la tineret că e un tehnician modern de mare viitor. Mai multe citiți pe Eurosport. Ia, ci că de ce e bine să ai în casă ce ai de gălbenele? De ce e bine să ai în casă ce ai de gălbenele, știi? Hai să vedem de ce e bine să ai în casă ce ai de gălbenele. Sursa Monitorul Express. Păci că florile conțin vitamina C, beta-caroten, steroli, flavonoide, tanini, ulei volatil și ceaiul de gălbenele e ușor de preparat și are proprietăți antioxidante, antiinflamatorii, antimicrobiene, antiseptice, cicatrizante și antiparazitare. Băi, să fiu... Bun, eu știam că gălbenelele sunt chiar... crema de gălbenele știam că e foarte bună. Și zice așa, căci că e recomandat ca persoanele active care se simt foarte stresate să facă cure cu ceai de gălbenele. Și asta datorită faptului pentru că ceea ce se află în compoziția gălbenelor luptă împotriva stresului oxidativ. Și doamnele și domnișoarele trebuie să consume des ceai de gălbenele pentru a menține sănătatea aparatului urinar. Na, mai multe aflați în Monitorul Express, asta cu ceaiul de gălbenele. De la ceaiul de gălbenele mergem la Băsescu și la Gabriela Firea. Surpriză totală după alegerile locale din capitală. Băsescu, Gabriela Firea, dar și al șapte aleși nu vor mai ocupa funcțiile pe care le câștigaseră în urma votului de pe 27 septembrie. De nenumărate ori Gabriela Firea a spus că nu-i părăsește pe bucureșteni. Se mulțumește cu o funcție mai mică și mai slab plătită, cum e funcția de primar sau de consilier local, în comparație cu cea de senator. La ședința de investire a noului Consiliu General al Municipiului București vor lipsi 9 consilieri generali care s-au retras între timp din Consiliu, anunță Capital. Pe lista celor 9 consilieri care s-au retras din Consiliul General al Municipiului București se află și câteva nume celebre, precum Traian Băsescu sau Gabriela Firea, dar și Petre Roman, Mihail Neamțu sau Cornel Dinu, afirmă Hot News. Consilierii retrași erau pe lista a două partide astfel. De la PSD, Gabriela Firea, Petre Roman, Cornel Dinu, Daniel Pancu și Ilie Șiu Sorin, iar de la PMP, Traian Băsescu, Ioana Constantin, Mihail Neamțu și Moise Sebastian. Cât timp mai avem? Mai avem vreme? Maxim, zici tu. Ia, ce e asta? Că e interesant. Zice așa, Partidul Social Democrat din era Marcel Ciolacu vrea să-și refacă imaginea și să scape de parlamentarii care au contribuit la controversatele legi ale justiției și la mutilarea codurilor penale. Prin urmare, Florin Iordache, faimos pentru Ordonanța 13 și pentru șefia Comisiei pentru Modificarea Legilor Justiției, nu mai primește un loc eligibil în Olt,
acolo a fost, unde a fost ales pentru 5 mandate deputat. Și fratele lui Paul Stănescu, Alexandru Stănescu, nu mai e pus pe lista pentru Camera Deputaților după 2 mandate. Șerban Nicolae e salvat, spune adevărul. Eugen Nicolicea nu va fi pus nici el pe listă pentru un nou mandat. 7 mandate a petrecut Eugen Nicolicea în Parlament. Hai de cap. Acolo unde s-a remarcat mai ales pentru proiectele controversate din domeniul justiției sau prin susținerea pensiilor speciale pentru parlamentari și pentru eliminarea condițiilor de integritate pentru politicieni. În schimb, mai scrie adevărul, din grupul de politicieni controversați ai PSD-ului în ceea ce privește temele de justiție va rămâne pe un loc eligibil Șerban Nicolae în circumscripția din București. Ia să vedem, de pe Hunedoara Liberă.ro aflăm că o turistă rătăcită în Retezat este căutată de salvamontiști, acțiunea este în derulare, este a doua zi de căutare, participă un număr de 14 salvatori montani, acțiunea este îngreunată de vremea nefavorabilă și de puținele informații primite. Să vedem dacă mai avem ceva aici. Da, avem eternii candidați. Robert Mujic și Viorel Arion deschid listele pentru Senat și pentru Camera Deputaților la PMP. După ce au candidat pentru funcția de președinte pentru Consiliul Județean Hunedoara și respectiv de primar al municipiului Hunedoara, cei doi au mers pe listele de deputați, respectiv senatori, un articol scris de Hunedoara Liberă și zice așa, candidații PMP pentru Senat și Camera Deputaților au fost deja stabiliți, astfel pentru Senat Robert Eugen Mujic, pe locul 2 Raluca Bugnar, pe locul 3 Mircea Neiconi, băi nene, pe locul 4 Alexandru Luca și pe locul 5 Aneta, Silvia Aneta Ghenea. Deci iată, din punctul meu de vedere, culmea ipocriziei, aș putea spune eu, la domnul Mircea Neiconi, care în campania electorală pentru locale îmi spunea că nu candidează la primăria orașului Hațeg, pentru că, mă rog, are proiecte și așa mai departe, dar în același timp acceptă să fie pus pe lista de senatori, pe locul 3, un loc absolut neeligibil, cel puțin pentru PMP în județul Hunedoara. Ce să zic? Ceea ce era de demonstrat. Vom discuta despre asta într-o altă emisiune. Și la Camera Deputaților, pe locul 1, Viorel Arion, locul 2, Carolina Radu, locul 3, Sebastian Popa. Nici măcar nu știu cine sunt candidații. Acestea fiind spuse, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunt Adrian Simon, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Aceasta a fost revista presei, rămâneți în continuare cu Capital TV. Numai bine!